Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Bună dimineața, dragii mei, bine v-am regăsit la un nou daily, bine ați revenit pe canalul meu. Părul mi este ciufulit și îmi stă în toate direcțiile, am să mă ocup și de el, dar mai întâi vreau să îmi fac rutina tenului de dimineață. Este sâmbătă astăzi și ne-am trezit de vreme, pe la ora 7, cu toate că aseară am pus copiii un pic mai târziu la somn, în ideea să se trezească mai târziu în această dimineață. Dar Edișor s-a trezit plângând, nu știu, a visat ceva și s-a trezit plângând. Și bineînțeles că a trezit-o și pe Sofiuța. El a mai adormit, dar Sofie n-a mai dormit deloc și a mai stat în pat până pe la 8:30 și apoi ne-am dat jos, am pregătit micul dejun. Mama soțului ne-a făcut cafeluța pe care o am aici lângă mine. Am aplicat pe față un ser cu vitamina C, l-am luat de pe Shein și chiar îmi place și acum o să îmi aplic o cremă. După cum am zis, astăzi este sâmbătă, vrem să mergem mai pe seară cu cei mici la cinema, va fi pentru prima dată pentru ei și sunt curioasă să văd dacă vor sta cu minți. Cele mai mari emoții le am în privința lui Eduard. Sofiuța sigur va sta cu minte și o să se uită acolo la film, mai ales că ei îi și plac pisicele și lui Edișor îi plac, dar nu știu dacă va avea el răbdare. Filmul, dacă m-am uitat eu bine, are vreo 80 de minute și nu știu dacă o să aibă chiar atât de multă răbdare. În cazul în care nu va sta cu minte, cred că o să-i pun ceva desene cu tractoarele lui pe telefon ca să stea până la final, dar vedem cum va fi. Și am zis să încep un daily, vrem să adunăm și fructele din grădină, că sunt cam multe și s-au copt și ar fi păcat să le lăsăm așa să se strice și când se vor pune cei mici cel mai probabil la somn, eu vreau să merg să adun fructele. Haideți cu mine pe parcursul acestei zile să vedem ce mai facem în afară de lucrurile astea două. Țin cu tărie să cred că astăzi va fi o zi de toamnă frumoasă, una din aceea însorită, nu va mai fi înnorat și nici fric cum a fost zilele trecute. Soarele deja și-a făcut apariția, adie și un pic vântul, dar nu este deloc frig, temperatura e una chiar plăcută, adică n-ai nevoie de o bluză cu mânecă lungă, este dimineață și eu sunt într-un tricou și nu mi-e deloc frig. Acolo sunt și fructele ce urmează să fie culese, aici am și cafeluța, am mers să îi schimb și pe cei mici de pijamale și să ieșim un picuț afară. Ești o maimuță? Hop! Nici chiar așa să-l arunci în stradă. Îți place, Eduard? Nu-l arunca în șanț. Sunt bune? Da. E bun, Eduard? Da. Tată, ce-i la guriță? Mamă, ia să nu fie o bobă, chiar la fără bună. Ce-i la guriță? Struguri? Da. Da.
Lor. Ia uitați. Da, e foarte frumos. Mm. Ce faci? Te filmez. Îți place mărul? Da. Da? Am un loc de gata, dar mănânc așa mai frumos. Da? Biserica, da? There's a million ways to mess things up and I need some time to figure out what to say. Catina, Catina. Înainte să-i pun pe cei mici la somn, am fost la o scurtă plimbare pe câmp, de unde ne-am întors cu această cătină. Am plecat de acasă cât de cât pregătiți, adică de cât cu recipiente la noi, n-am luat și mânuși, nu ne așteptam să aibă chiar atât de multe țepe, mulți mărăcini, deci efectiv avea peste tot, abia am reușit să strângem ceea ce vedeți aici, din toate părțile ne înțepau copilașii, oricum nici nu prea mai aveau răbdare, deci ori voia și el să ne ajute și ne-am întors cam cu atât, dar eu zic că este mai mult decât suficient. Am citit eu că e foarte bună pentru organism, atât pentru copilași cât și pentru noi adulții, e foarte bună pentru sistemul imunitar, pentru perioada răcelilor, gripelor, cu siguranță vor veni, chiar și pentru piele am citit că este bună, ci care avea mai multă vitamina C decât au portocalele, deci are o mulțime de beneficii și m-am gândit să încerc și eu anul acesta, e prima dată când fac, n-am mai cules până acum, am văzut că se poate pune la uscat pentru ceai, se poate face și o pastă cu ea, dar mie ca să-mi fie ușor să le administrez celor mici, are un gust așa un pic cam acrișor. M-am gândit să fac cu miere și am căutat o rețetă și rețeta zice în felul următor, bineînțeles după ce se curăță și se spală, se pun două părți de cătină și o parte de miere. Cătina poate fi lăsată așa sau poate fi zdrobită cu furculița, cu un blender. Eu am să o zdrobesc un pic, dar cu furculița ca să nu-i trezesc, bineînțeles, pe cei mici. Se amestecă toată această compoziție, se pune într-un borcan care se închide ermetic și se dă la frigider pentru cel puțin 3 săptămâni. Atenție, în cazul în care nu se pune la rece, cătina va fermenta și nu va fi bună de folosit. Așa că voi respecta tocmai rețeta, mă pun să spăl toată treaba asta de aici, să vedem dacă reușesc să fac vreo două borcane sau doar unul. Mi-am adus aici un borcan mai măricel cel care trebuie spălat și mi-am adus și un borcan de miere. Sometimes I feel like giving up, you're giving in. But everything happens for me. Am păstrat cantitățile, dar am schimbat un pic consistența. După ce am început să zdrobesc fructele de cătină, mi-am dat seama că rămân un pic cam multe coși și cam mari și cu siguranță n-ar fi acceptat ai mei copilași să mănânce așa ceva. Poate că Sofiuța ar fi încercat, dar e doar cu siguranță nu. Și m-am gândit să storc fructele și apoi să le pun într-o strecurătoare și să opresc doar sucul lor. Înainte de a le zdrobi, am măsurat cătina, am avut două căni foarte pline de cătină și am pus o cană cu miere. Le-am pus într-un borcan un pic cam mare pentru că ce mai aveam eu pe aici prin casă era prea mic.
Am închis bine de tot și acum voi da la frigider și vom desface borcanul acesta abia peste 3 săptămâni când vom începe și cura. Cura trebuie ținută preț de o lună de zile, nu mai mult, apoi trebuie făcută pauză și după scurtă pauză se poate relua. Cred și îmi doresc, sper din suflet să mai merg zilele astea și să mai adun un pic, ca să avem să luăm așa toți membrii familiei. Aici este un pic cam mic, cred că doar pentru cei mici, este un pic cam mică cantitatea și n-ar ajunge decât pentru ei și aș vrea să luăm și noi adulții și cred că o să mai merg zilele ce urmează să mai adun măcar încă atât ca să mai fac o tură. Anul acesta a fost un an foarte roditor în livadă. Uitați ce fructe mari și frumoase. Nici nu știi pe care să o iei și pe care să o lași. Toate îmi fac cu ochiul. Trebuie să culeg de aici din mere. Dar am și pere care trebuie culese. O să pun și la congelator, așa zic eu, pentru ceva plăcintă la iarnă. Ia uitați ce este în părul acesta. Este efectiv plin săracul, plin, plin. Și mai am acolo un măr din care trebuie să culeg și aici. Babanele astea sunt foarte frumoase. Cred că o să încep cu perele. Din părul ăsta am tot mâncat. Sunt deja coapte, sunt foarte gustoase. Dar cred că voi începe cu acesta. E mai diferit față de celălalt. Ia uitați ce mari sunt. Uitați la babana asta de aici. Și la fel e super plin. Ia uitați aici. Everything I desire, but as strange as it may sound, when I'm still, things seem to come around. Cam atât pentru ziua de astăzi, am reușit să strâng vreo 15 astfel de lădițe cu mere, le-am așezat frumușel și 10 lădițe cu
pere, mai am acolo lângă casă vreo 4, da, 4 lădițe am lăsat, ca să punem și gutui, avem un gutui care tot așa este săracul plin și vreau să pun și din acelea pentru iarnă, pentru că mie personal îmi plac mai mult gutuiele decât merele sau perele și vreau să pun și din ele câteva. Ne-am așezat frumușel și gata, am mers să văd dacă cei mici s-au mișcat un pic, să-mi fac și un duș, că mai apoi vom pleca când se trezesc cei mici, vom merge în oraș la film. Am comentat. Nu pot să cred. Iar m-au lăsat pe afară. Nu-i nimic. Am un copil aici și un alt copil în partea cealaltă. Se uită un pic la televizor înainte de a ne pune la somn. Nu s-au săturat de desene și au zis că vor să se mai uite un pic la Grizzly și Lemingi. La noi e o mare nebunie cu acest desen animat. Le place foarte mult. Gata! Și ne-a făcut așa un fel de ritual ca seara înainte de a ne pune la somn. Să ne uităm un pic la desenul acesta animat. Am avut o seară foarte frumoasă. Copilașii au stat tare cu minți și au privit acolo întreg filmul. Am fost la filmul 10 vieți norocoase. Ierișor, vă zic cu sinceritate că mi-a dat așa un pic de emoție. Mă gândeam că nu va avea mititele răbdare. Cred că a ținut vreo 80 de minute cam așa. Și mă gândeam că nu o să aibă el atâta răbdare și poate nici nu o să-i placă și că va trebui să apelez la telefon. Dar nu, a fost foarte cu minte. Am fost un pic și la locul de joacă cu ei. Am mâncat și la Mac și apoi acasă. Și fetițele au zis că vor să mai experimentăm o dată și să mai mergem la film, că le-a plăcut tare mult. Poate să confirme și Sofiuța. Sofie, mă auzi? Cum a fost la film? Frumos. Frumos? Ți-a plăcut? Da. Da? Vreți să mai mergem? Da. Da? Zici o noapte bună? Noapte bună. Pupici. Pupici, pa. Da, vrem să încheiem vlogul acesta. Am avut o zi foarte plină. Și mama! Chiar și eu vreau să mă pun la somn. Da, mama. Te-ai un pupic și tu? Urs. Da, am avut o zi plină și mă simt foarte obosită și aștept să pun copilașii la somn, să-mi fac repede și eu un duș și apoi mă schimb în pijamale și somn. Să sperăm că mâine dimineață nu ne mai trezim la 7, da? Mâine ne trezim la 10? Da. Deci să ne încurcișate să se întâmple lucrul ăsta? Da. Păi ce să vă zic, dragilor, să aveți o zi sau o seară frumoasă, vă dorim spor în toate și ne vedem zilele ce urmează, nu? Dă-i un pupic? Pupici, pa!